Bună, dragilor! O să vă arăt câteva mărțișoare care îmi sunt foarte dragi de creat din fetru, care merg foarte bine ca și broșă, bijuterii se pot folosi și după luna martie. Fetrul pe care l-am folosit la aceste mărțișoare este un fetru tare de 1,5, puteți să-l cumpărați la set sau la bucată culorile dorite, pentru că este foarte ușor de tăiat. O foarfecă foarte bună pentru textil, pe care la fel o să-l găsiți pe site-ul nostru în mărimi diferite. Taie foarte bine detaliile. Am mai adăugat mărgeluțe, pene, panglici, fir de mărțișor, cartoane. Se pot combina cu tot felul de alte materiale, ochișor și, bineînțeles, acul de broșă. Pentru detalii guriță, ochișor, am folosit markerele acestea foarte, foarte subțire în vârf. Pentru conturarea șabloanelor pe fetru, un creon de culoare albă, pistolul de lipit voi folosi și, cel mai important lucru, înainte să mă apuc să creez aceste mărțișoare, am făcut șabloane. Deci pentru fiecare mărțișor pe care îl vedeți aici pe masă, am creat câte un șablon și haideți să trecem la treabă. O să vă arăt pe scurt astăzi cum puteți crea mărțișorul acesta din toate aceste mărțișoare. Am creat șablonul pentru pălărie, pentru față. Am nevoie de 3 culori de fetru, roșu pentru trandafir, negru pentru pălărie și bejul pentru față. Voi contura pe fetrul închis cu culoare albă, iar pe cel deschis voi contura cu un creion normal. Folosesc foarfeca specială pentru textil. Din cercul acesta voi crea un trandafir, tăind o spirală. Din marginea aceasta începem firul lung. Au ieșit mărțișoarele de astăzi. O să vă arăt și celelalte culori combinate de flori. Rochițe pentru fetițe, animăluțe, pisică, bufniță. Puteți crea foarte multe forme de mărțișoare din fetru, folosind fetrul subțire de 1,5 colorat, care o foarfecă foarte bună pentru textil. Este și mai micuț și mai mare. Acul de broșă, ca să puteți să-l folosiți și după luna martie. Creionul acesta alb pentru conturarea șablonului și un creion normal pentru fetru mai deschis. Pistolul de lipit și, bineînțeles, șabloanele pe care le creați înainte să decupați fetrul. Vă doresc spor la treabă, sper că v-am deschis apetitul pentru crearea mărțișoarelor acestea frumoase. La revedere, zi bună!